Până anul ăsta am avut un alt sistem de răsadnițe. Mă rog, aveam în altă seră niște lădițe făcute din lemn, din placaj, care deja aveau câțiva ani și periodic le tot schimbam eu, pentru că putrezeau. Dar acolo am pus oricum trandafiri în seara aia și seara aia cu sticlă, acolo tot fac tot timpul, tot cărpel, sunt plăci sparte, mai cărpesc, mai așa, mai așa. Nu era un loc foarte potrivit pentru răsadnițe. Semănam acolo și roșii și țelină. Dar acolo am pus trandafiri în toamnă și am hotărât că o să fac niște modificări. Ce se vede aici este o răsadniță făcută cu din panouri sandwich, partea de jos. Lateralele sunt făcute din ce am avut și eu pe lângă casă, dar nu e o problemă, lipite cu spumă și vor fi răsadnițele cu încălzire. Prin tubul ăla va circula apă. Partea asta, asta prima de aici, este făcută și ea tot la fel. Și cred că o să o seamănați cu țelină, dacă apuc. Nu e problemă că centrala deocamdată nu există pentru țelină. Țelina poate să, chiar dacă ar îngheța, am avut ani în care a înghețat, am fost semănată țelina și a înghețat răsadnița complet și n-a pățit nimica. Sămânța a răsărit poate chiar mai bine decât aia neînghețată. Dar să vedem cum o să iasă, în sensul că nu pot să-mi dau seama cât de bine și cât de mult se va încălzi mranița de la tuburile astea. Din coace, în principal este făcută, fac sistemul ăsta nu pentru țelnă. Țelnă nu are nevoie de niciun fel de încălzire, dar roșiile, în cofrajele astea vor fi semănate roșii, în astea, și partea asta vor fi semănate roșiile, numai că partea asta din dreapta e făcută de anul trecut și o să trebuiască modificată. Eu anul trecut am făcut-o cu picioare din lemn, dincolo sunt picioare din fier puse cu beton, făcut cumva mai pe termen mai lung. Asta o să trebuiască modificată din partea dreaptă, dar o să pun așa cum este totuși anul ăsta, că nu mai am timp să o modific din nou, să pornesc chiar de la zero aici și să stric ceea ce este. O să pun tot tuburi și un strat de nisip peste tub. Vreo două degete și peste nisip o să pun cofrajele alea și o să seamăn în cofraje. Deci este făcută în principal pentru roșii. La țelină n-ar fi nevoie mare de încălzire, de răsadniță cu încălzire. N-am văzut la nimeni, dar în mod sigur este făcută. De fapt am văzut ceva electric și tot felul de sisteme. Nu m-am uitat foarte atent la ce au făcut alții, pentru că aveam ideile mele la care m-am gândit destul de mult și am zis că o să fac așa cum cred eu că mi se potrivește mie și pot eu să fac. Seara asta era cândva acoperită cu sticlă, dar acum câțiva ani mi-a spart-o, a venit o gheață cât ouăle de rață și mi-a spart jumate din sticlă, așa că am dat-o jos. A stat vreo 2-3 ani descoperită pentru că n-am avut timp să mă ocup de ea. Dar anul trecut, în primăvară, am acoperit-o parțial și în primăvara asta termin. Acolo mai vin două rânduri de fibre de sticlă. Este acoperitul cu fibre de sticlă, care am constatat că mie mi se potrivește aici cel mai bine. Se comportă foarte bine la vânt, în sensul că nu mi-o smulge vântul de pe seră. Pe când policarbonatul sau chiar și PVC-ul ăsta are mulți ani de când e aici, se comportă rău la vânt.
ăla are mai mult de 10 ani de când e acolo, bucata aia, ăla e PVC, dar nu se comportă bine la vânt, pentru că fibra de sticlă se comportă bine la vânt. Dezavantajul cu ea ar fi că se mătuiește cumva în vreo 5, 6, 7 ani, 7, 8 ani va trebui schimbată. Dar pe perioada asta nu am treabă cu vântul, ceea ce pentru mine e în regulă. În vreo 7 ani, când n-o să mai pătrund aici lumina cum trebuie, pentru că se mătuiește așa, se devine mai puțin transparentă în timp și va trebui schimbată. Dar până atunci nu am probleme cu ea, ceea ce face pentru mine e foarte mult, că nu pot să mă stau pe sere tot timpul să repară ce smulge vântul. Da, și aici o să am astea trei din stânga, care vor fi făcute așa ca asta. Aici o să fie vreo 12 cm de turbă, pe care seamăn țelină, o să fie semănată țelină în astea trei. Și în asta din dreapta vor fi cofraje, peste asta de dreapta, din dreapta vor fi cofraje. Țelina trebuie semănată, putea fi semănată deja de câteva zile, la noi vrea să ningă. Azi văd că încearcă să se amestece ploaia cu ninsoarea, dar țelina putea fi semănată deja de vreo două zile, roșiile nu. Chiar și cu încălzire. Vin prea devreme roșiile și după aia începe să mă avorteze aici când le pun și la noi e frig. În țară, pe undeva, în mod sigur, este semănat. La noi vine frigul, de aici, de la ruși. Pe parcurs de la ruși, sigur că vor veni și alte lucruri, cum vin acum, văd că azi dimineață în Ucraina. Dar o chestiune de timp când vor ajunge și la noi lucrurile alea. Dar trebuie și vom vedea cum vor evolua ele pe parcurs. Da, eu m-am apucat de răsadnițe pentru că n-am avut așa de bine cum vor fi făcute astea acum, așa de bune. Erau mai rele și acum am posibilitatea să le fac un pic mai bune și e timpul pentru așa ceva. Și o perioadă cât... Na, aici vor fi încălzite cu lemne, nu? Eu o să încălzesc cu lemne. Și lemne sunt șanse să am pe o perioadă mai lungă de timp. La fel și energie electrică o să am din panouri pe o perioadă mai lungă de timp. Na, vedem cum vor sta lucrurile pe parcurs. Cred eu că vor urma niște schimbări, doar o chestiune de, știu eu, câți ani, dar nu foarte mult. Lumea azi a ajuns la concluzia, văd eu, că în special în România, dar nu numai, o situație la nivel planetar, să spun așa, oamenii au ajuns la concluzia că vor trăi din tastatura calculatorului și mulți au reușit, într-adevăr, trăiesc azi din tastatura calculatorului, așa pe hârtie. Ei sunt în sistem pe hârtie. Dar toate astea se termină. Imediat ce se termină petrolul, gazul și cărbunele, toate astea se termină. Și vor ajunge 75, 80, 90% din populația Pământului va ajunge la sapă, acolo de unde am plecat eu. Acum 30 de ani, când mergeam la prășit, eu muncesc, de pe la vârsta de 5 ani muncesc și ai mei nu aveau o sapă în stare bună și una era ruptă, deci aveam două sape. Când mergeam la prășit, mai împrumutam de pe la vecini. Acolo va ajunge omenirea. Peste 80% din cei ce vor mai trăi vor ajunge la să facă agricultură cu sapa, cu cazmaua. Toate astea cu energie solară, eoliană, motoare cu hidrogen și alte asemenea aberații
Nu sunt posibile, sunt azi posibile doar datorită petrolului. Când se termină petrolul, se termină și astea. Dar cei ce vor ajunge la timpurile alea se lămuresc cum stau lucrurile pe parcurs atunci. Deocamdată, da, eu fac, mai repar ce pot pe aici și fac răsadnițe cu încălzire pentru că, na, o să-mi fie mai ușor, cel puțin o perioadă. Aici am semănat ceapă și praz trebuie acoperit pentru că n-ar fi o problemă, poate să stea și descoperit așa, dar fiind în seră se usucă. Aici deja am udat de 2 ori. Și benzina este scumpă la motopompă, în curând s-ar putea să nu fie deloc. Am luat vreo 3 canistre, ar trebui să merg, mai am vreo 3 canistre goale, ar trebui să merg să le umplu la orice preț este azi, că vedem într-o săptămână, două, care vor fi prețurile și dacă vor funcționa pompele la Lukoil sau, mă rog, Petrom, ce mai este pe aici. Da, un an bun și succes tuturor. Vedem cum vor fi lucrurile pe parcurs.